găsit, dragi prieteni ai artelor, la o nouă călătorie prin lumea cărții și a vizualului contemporan. De-a lungul timpului, literatura s-a dovedit a fi un excepțional vehicul pentru istorie, al cărei mesaj nu doar că îl ajută, ci îl și recrează. Ne spune așa istoricul Adrian Cioroianu, care, ne amintim, și-a exersat la rândul lui talentul scriind un roman, dar care își manifestă acest talent și în scrierile istorice. Afirmația a fost făcută în contextul dezbaterii intitulată Arhivele securității și literatura română de azi, pornind de la romanul scriitorului craiovean Cristi Nedelcu, Cimitirul trandafirilor. Romanul Cimitirul trandafirilor, semnat de Cristi Nedelcu, spune două povești de viață și dragoste desfășurate la distanță de câteva decenii. Scris într-un stil alert și captivant, romanul propune, de fapt, o adevărată filozofie asupra istoriei, problematizând adevărul regăsit în dosarele securității. Mi-aș dori ca în literatura română să existe mai multe romane de acest tip. Este un roman scris pentru că Cristi Nedelcu este jurnalist de foarte multă vreme, blogger. Este un roman scris foarte accesibil. Este genul de roman pe care realmente îl iei în mână și nu-l mai lași până la sfârșit. Și nu fiindcă ar fi nu știu ce thriller sau... Dar pentru că este pur și simplu scris interesant, captivant și foarte bine închegat. Este... Cristi e destul de subtil, așa mi se pare mie, și nu face paradă, să zicem, de abilitățile lui de scriitor sau de psiholog chiar, dar conduce, de fapt, tot romanul cu o mână sigură, chiar dacă nu este foarte la vedere, și el este până la sfârșit închegat. Deci personajele se construiesc foarte bine, relațiile dintre ele se construiesc treptat, dar devin clare, nu lasă fire desfăcute și așa mai departe. Deci este genul de roman care se citește ușor, care este accesibil, plăcut, dar nu este un roman facil. Ideea se regăsește în roman, pentru că de mai multe ori este citat Ecleziastul, care spune tot ce este, nimic nu este nou sub soare, tot ce este acum, a mai fost și va mai fi. Ideea aceasta se regăsește în roman și cumva este ideea de la care am pornit. De la faptul că, de altfel scriu și în prefață, cred că ați văzut de foarte multe ori articole de genul personajul cu tare care seamănă foarte mult cu un personaj istoric. Uite ce bine seamănă Nicolae Grigorescu cu nu știu ce actor de la Hollywood și așa mai departe. Și atunci mi-am pus întrebarea dacă nu cumva nu doar chipurile se repetă, ci și destinele. Dacă nu cumva există un fel de, nu știu, un cloud, cum se spune acum, o bază de date cu destine și ele se... Da, o bază așa, o arhivă de destine și ele sunt repartizate aleator de-a lungul diferitelor epoci istorice. Și cu ideea aceasta m-am jucat și am construit, din punct de vedere al structurii, acest roman. Pe de altă parte, gândindu-mă mai mult, cred că ideea dosarelor securității și a relației dintre dosare și realitate cumva mi-a fost sădită în minte. Și la un moment dat, când la Craiova a sosit adus de Mircea Dinescu Adam Micnici, care și-a lansat una dintre cărțile lui, cred că Scrisori din închisoare, dacă nu mă înșel, și atunci Adam Micnici a spus un lucru cu care n-am fost deloc de acord atunci și mi s-a părut că nu este deloc corect, nu ar fi trebuit să deschizi niciodată dosarele securității. Și am zis, cum, de ce să nu facem asta? Și argumentul lui a fost că acolo nu o să găsiți adevărul, ci o să găsiți adevărul lor. În dosarul securității o să găsești adevărul securității, nu o să găsești adevărul, să-i spunem, obiectiv. Bun, și atunci mi-am pus problema, dar există până la urmă acest adevăr obiectiv? Și poate că nu există și poate că el este de fapt o sumă de subiectivități. Niciunuia dintre noi care am făcut cumva studii de istoria comunismului la un moment dat,
Nu ne sunt străine o mulțime de întrebări și de dileme pe care le-am traversat apropo de arhivele securității și de ceea ce pot să spună ele cu adevărat, cât de adevărat, cât de mare este adevărul din arhivele securității până la urmă. Cristi, facem mult mai mult decât două povești de dragoste în paralel, de fapt, și nici nu cred că aceste două povești de dragoste au fost interesului principal. E o întreagă filozofie a istoriei pe care nu o propune el. Iar Cristi exact asta, cu asta începe, cu această dilemă a personajului său, care este de fapt un arheolog. Dacă istoria mai interesează pe cineva, dacă mai folosește la ceva. Și te aștept să urmeze un discurs de arheolog. Dar nu asta se întâmplă, pentru că de fapt el își deturnează cumva interesul de la teoria pe care o construiește vis-a-vis de Imperiul Roman, personajul pe care îl descoperă în arhivele securității, la ce îi se întâmplă de fapt acestui personaj, la destinul lui care este obstrucționat în multiple feluri de securitate, mergând până la a-i coopta soția ca informatoare. Și te aștepți ca de aici să urmeze tot felul de faze dramatice și de judecăți ultimative, dar nu este deloc așa și cred că e foarte bine că nu e așa. E bine să nu încerci să cauți un adevăr unic, care de obicei este doar al tău, nu și al celor care l-au trăit în astfel de documente. Ceea ce însă e bine să înțelegi până la urmă, și Cristi cumva ne duce, fără să simțim de la început că acolo vrea să ne ducă, și asta e o altă calitate a cărții, ne duce către concluzia că totuși ceea ce s-a întâmplat cândva, chiar dacă ni se pare că a trecut de mult, poate să ajungă să aibă pentru noi cei din prezent o importanță neașteptată și să ne influențeze viețile totuși într-un fel decisiv pentru noi. Că până la urmă, trecutul pe care nu-l expiezi până la capăt, cunoscând adevărul, spunând adevărul, dezbătând acest adevăr, oricât de neplăcut și de antipatic ți-ar fi el, oricât de mult ar face să se divizeze o societate în oameni de diverse păreri, totuși, dacă nu faci asta, el te va plezni peste față atunci când te aștepți mai puțin. Cartea a fost pretextul unei dezbateri care a adus în discuție relația dintre ficțiune și adevărul istoric. A exploatat suficient literatura română rolul jucat de securitatea comunistă nu doar înainte de 1989, ci și după? Cât de interesat este publicul de astfel de subiecte? Sau cum s-au împletit istoria și literatura de-a lungul timpului? Sunt doar câteva dintre întrebările pasionante la care au încercat să răspundă cei prezenți. În această poveste a confruntării dintre societate și securitate, sunt puțin oameni care efectiv sunt albi ca zăpada. Societatea a ieșit traumatizată din această relație. Sigur că nu toți românii au fost informatori, dar în egală măsură n-au fost toți românii rezistenți și pe o scală de la 1 la 10 e foarte greu să cuantifici tipul de răspuns al unei societăți, mai ales în condițiile în care noi ne-am negat propriul nostru act de naștere al democrației, adică Revoluția Română este într-atât de ironizată, de parafrazată, de subiect de glume. Eu am convingerea, și asta spun și studenților, că în 89 a fost o revoluție. Dar convingerea mea nu e împărtășită plenar, drept care curiozitatea cu la adresa arhivelor securității, să știți că nu e foarte mare de fapt. Sunt evident oameni care vor să-și vadă propriile lor dosare sau dosarele familiei, sunt cercetători care investighează anumite teme, ceea ce e foarte bine. Dar în linii mari, societatea în ansamblu are un fel de susceptibilitate, un fel de rezervă. Ori de câte ori au apărut informații despre Mona Muscă, despre profesori de-ai mei din facultate, cum bine știți, de la
Dinu Cegiurescu la Lucian Boia, despre toți au apărut diverse, nu mai vorbesc personaje politice, gen Traian Băsescu. Câți dintre români credeți că mai sunt realmente interesați de poveștile astea? Din păcate, să știți, convingerea mea e că e foarte puțin. Cred că o soluție foarte interesantă a modului în care s-au despărțit de trecut a fost în Africa de Sud. Acolo unde s-au înființat acele comisii ale, cum se numeau, comisii ale reconcilierii, acolo unde cumva erai absolvit de vina penală, dacă veneai și îți recunoșteai vina morală. Apăreai și spuneai ceea ce ai făcut și pentru că îți asumai ceea ce făcusei, din punct de vedere penal încetau urmările asupra ta, dar ele erau foarte pregnante din punct de vedere moral. La noi nu s-a adoptat niciuna din soluții, nici comisie de reconciliere, nici nu le-am deschis definitiv dosarele, le-am lăsat așa ușa puțin întredeschisă, cât să se mai strecoare din când în când câte un dosar al unui personaj care devine incomod la un moment dat. Și exact, în felul acesta a devenit un instrument de șantaj sau un instrument de negociere politică sau de negociere financiară, de negociere în afaceri. Literatura a făcut mult mai mult decât alte discipline și alte arte și cu siguranță a făcut mai mult decât studiile istorice și decât istoricii. Istoria a simplificat mult prea mult lucrurile, cel puțin într-o primă fază de după 1989, ducându-le într-un discurs maniheist sau într-un discurs în care un adevăr se opune altui adevăr, un punct de vedere se opune altui punct de vedere, creând cumva false polemici care însă nu erau adevărate reflecții asupra ceea ce se întâmplase și a ceea ce trăiseră cu toții, fiindcă Cristi aici a zis o vorbă mare și cred că ar merita să rămână așa ca esență a ceea ce am discutat după amiaza asta, și anume că adevărul istoric e până la urmă suma adevărurilor subiective. Ei, și din punctul ăsta, eu zic că literatura a preluat mult mai adecvat lucrurile, nu neapărat pe problematica aceasta a poliției politice și a relației poliției politice cu societatea românească și invers, ci pe ceea ce am trăit cu toți în comunism, de fapt. Și aici există, cred eu, o bogăție de cărți de după 1989, unele dintre ele foarte, foarte bune chiar, unele dintre ele devenite clasice. Nu știu câți oameni mai citesc acum Pupa Rusa lui Gheorghe Crăciun, dar la momentul la care a apărut Pupa Rusa, eu știu că am fost absolut fascinată de ea. Sunt cărțile Alinei Nelega, ale lui Lucian Dan Teodorovici cu Matei Brunul. Cred că noi datorăm până la urmă ca istorici și ca oameni care scriu despre comunism dintr-o perspectivă, să zicem, academică, datorăm foarte mult noi literaturi române. Iar arhivele, cu siguranță, pe lângă faptul că pot fi un loc în care să te scufunzi și să te întorci cu o mână, cu 10 mâini de povești, dacă vrei, și ele datorează cumva literaturii, iată și prin acest roman al tău, Cristi, o bine meritată și celebritate și revenire la viață, pentru că atunci când cineva scrie un roman ca al tău, lumea este mult mai tentată să vină la arhivă și să caute și el astfel de povești, decât atunci când, eu știu, cineva scoate un studiu academic cu vreo 200 de note de subsol scris într-un limbaj de lemn. Istoria și literatura chiar merg mână în mână și ar trebui să fim ceva mai relaxați în a le judeca în complementaritate și să trecem de, cum să spun, de barajul acela care la noi s-a instalat clar în perioada comunistă, unde, să vă dau un exemplu, la noi cărțile serioase erau considerate a fi astea de istorie, trebuiau să se cheme contribuții cu privire la răscoala, la revoluția lui Tudor Vladimirescu. Asta în timp ce o întreagă școală de istoriografie în țări afine cu noi, țări după care noi ne uitam, țări pe care noi le luam ca model, în Franța, după Revoluție ne-a venit o carte de politologie care se chema Un singur pat
pentru două vise. Știți de ce era vorba? Despre perioada conviețuirii pașnice între Uniunea Sovietică și Statele Unite, anii 70. Un singur pat pentru două vise. Patul era planeta, cele două vise erau cele două ideologii. Păi în România, dacă dădeai un titlu de genul ăsta, la o carte de istorie ar fi spus: ai, domne, fugi de aici, ești nebun la cap, contribuții cu privire la războiul rece. La noi, odată cu generația lui Iorga, a lui Gheorghe Brătianu, a murit ideea asta de a scrie pe înțelesul, adică de a scrie și estetic într-un fel, nu numai valid științific, dar și estetic, să sune fraza într-un anumit fel, cum sună frazele lui Iorga, că de asta ne place în continuare și ni se pare că apare din neant. Pentru că după el s-a scris într-o limbă de lemn în care, cum să spun, numărul celor care au scris în limba de lemn, fiind mare, a devenit canon. Și dacă nu scria indigest, se chema că nu făcea istorie științifică. Asta e valabil până, cum să spun, până foarte aproape de noi. Ceea ce mă bucură e că un număr din ce în ce mai mare de tineri la Craiova, la București, la Iași, Cluj, e o altă generație de tineri, nu mai alimentată cu modelul francez, clar, nu mai este cel dominant, citesc istoriografie engleză, britanică, americană, de limbă engleză, dar în același timp își dau seama de necesitatea de a da și o anumită încărcătură frazei și de a transforma istoria în ceea ce este, până la urmă, istoria, să ne înțelegem, nu e algebră. Nu e raport chimic, nu e raport de săpături arheologic. Istoria trebuie să fie un discurs convingător, adică să-ți explice ceva, să-ți spună cum a fost, de ce a fost, când a fost, cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat. Și asta o face, o înrudește cu literatura, cum vă spuneam, de la Tucidide, care e un mare scriitor. Tucidide rămâne un imens scriitor până la... Eu știu, la autorii contemporani, gândiți-vă cât a fost ironizat Boia pe ideea, doamne, dar nu e istoric, doamne, Boia, e un fel de eseist, nu? Când s-a dus în arhive și a publicat cărți, nu l-au băgat în seamă, adică nu cadra cu modelul ăsta, Boia, e un eseist care scrie și el ce își imaginează, când de fapt Boia scrie foarte bine. Vlad Georgescu, uitați-vă la fraza lui Vlad Georgescu, din păcate foarte puțin, el a scris și puțin, a plecat din țară, a intrat în Europa Liberă, dar fraza lui Vlad Georgescu e altceva decât canonul din anii 70-80. Stillstand este transcrierea fonetică a cuvântului german care semnalizează o întrerupere a activității evidente. Un motor, un mecanism nu mai funcționează sau nu se mai vede că ar funcționa. Normalitatea a fost oprită, suspendată. De acum persistă doar starea de inerție, blocaj, cedare, expectativă, stagnare. Născută în primăvara anului 2022, în circumstanțe istorice ale unei lumi rupte în bucăți, sub presiunea războiului devastator iscat în mijlocul Europei, entitatea colectivă Beatrice von Babel și-a făcut prima apariție la Veneția, apoi la Muzeul Național al Hărților, pentru a ajunge și la Muzeul de Artă din Craiova. Este vorba despre o inedită expoziție de artă contemporană, despre care aflați mai multe în rubrica Ateliere și Galerii. Expoziția de la Muzeul de Artă Craiova este o experiență fără precedent în practica artistică locală. Este o expoziție fără autor și fără curator individual. O fuziune labirintică și dinamică de tehnici și concepte artistice diverse, de la pictură și sculptură la fotografie, instalații sonore sau street art,
puse la oaltă într-un corp vizual funcțional. Este a treia oară când expunem împreună și colectivul acesta este foarte flexibil, adică nu sunt absolut aceiași oameni. Deci este un grup de artiști cu un statement rigid, ci este un organism care trăiește în spațiu de fiecare dată adaptându-se la mentalitate, la arhitectură, deci va fi special și pentru noi. Special este și faptul că nu prea ne vine să credem că în contextul actual aproape este un an de când un război aproape de noi, deci în o zonă, continuă să facă ravagii și din cauza asta vreau să scriem chiar în românește Stillstand, ca să preluăm o noțiune tehnică de la germani, care sunt foarte precisi, de oprire, deci de stagnare și de suspendare a normalității. Pentru că artistul, chiar dacă nu este politic, simte că nu este în regulă ce se întâmplă. Sistemul este blocat, ceva este inexplicabil și imposibil. Nu mergem pe o anume linie, deci urmăm îndeaproape viața pe care o trăim noi și noi trăim în această lume. Adică arta reprezintă un ideal al situației pe care o trăiești, contextul însă îți dă mijloacele și te alimentează astfel încât centrul de greutate ți-l găsești din mai multe componente. Precis de fiecare dată va fi într-un alt fel. Am avut la Muzeul Hărților în București mai mult pe ideea de conexiune, de traseu, de călătorie și de acumulare. Deci a fost un fenomen cumulativ de a aduce împreună culturi diferite și de a descoperi o bază care este ancestrală. Identitatea acestui organism s-a definit pe parcursul anului 2022, prin expoziții la Veneția și București, derulate sub egida personajului colectiv Beatrice von Babel, un corp artistic cu identitate mixtă. O parte provine din caracterul vechi de secole al lui Dante, inspirat de Beatrice, iar cealaltă reflectă confuzia traumatică a zilelor noastre, asemănătoare Babelului. Avem artiști consacrați, extrem de cunoscuți, cum ar fi Thomas Ruff în ultima sală, Gregor Schneider aici perete. Avem artiști emergenți, sunt unii în studiu și ce este atipic, aș spune, că nu, pe noi, de fapt, nu ne interesează pregătirea, așa spus, profesională, cariera, ci conexiunile care se leagă între noi pe plan uman, astfel încât și lucrările, în cele din urmă, își găsesc, se regăsesc, comunică între ele. Sunt mai multe puncte de interes și de data aceasta este un traseu și o să vadă cine vine, care este caracterul fiecărei săli, fie că este o mai mult sculptură sau alb-negru sau este ceva apăsător sau este aproape ca un cabinet medical. Ceea ce ar vrea să spun, expoziția este oprește puțin, adică nu continua rutina la infinit, oprește. Uite-te cu adevărat ca să descoperi ce se întâmplă și în spatele unor lucruri care îți par cunoscute, felul ăsta ajungi la tine și îți dai seama că ceea ce este substanța lumii, vitalitatea care ne și unește unii cu alții, ia forme diferite, dar că ea ne menține, ne susține pe toți, ca și cum am fi pe o singură corabie, cum am avut la Veneția, under the boat, adică dacă se răstoarnă corabia pe care suntem, toți suntem periclitați, sunt mai unul sau altul dintre noi. Pentru mine este mai ușor, pentru că atunci când alți artiști reacționează la munca ta, totul se încadrează într-un context mai larg. De aceea este mai ușor să particip la o expoziție în grup decât de unul singur. Sunt mai multe voci la oaltă. Nu este un mesaj singular. E un lucru pe care îl găsesc foarte, foarte fluid. Adică poate funcționa, poate nu funcționa. Nu trebuie să fie ceva definitiv
decât acest moment va fi cumva standstill, așa. Un sentiment de apartenență și de curiozitate să cunoaștem pe ceilalți artiști ca noi și, bineînțeles, comunicarea cu ei ne ajută să ne dezvoltăm ca artiști, să lucrăm ceva nou. Întotdeauna când lucrăm singur, la un moment dat se termină inspirația, dar când cunoaștem și comunicăm cu alți artiști, întotdeauna se extinde mediul în care lucrăm, inspirația și așa mai departe. Acest proiect este un proiect extrem de complex, este un proiect mobil, este practic o arenă de confruntare și de dialog între generații. Vom găsi nume sonore europene ca Thomas Ruff, ca Gregor Schneider și alții, alături de artiști români importanți, la fel Ștefan Bertalan și mulți alții. În același timp găsim artiști contemporani foarte tineri, Pisica Pătrată, Lost Optic și alți tineri. Deci cred că acest dialog este foarte bun, este de dorit și mai ales având loc într-un muzeu care are o structură clasică, care este obișnuit cu un anumit, mă rog, o anumită cutumă. Acest proiect cred că aduce o prospătare, o viziune inedită pentru public și mai ales pentru specialiști. La Veneția, când a fost prima parte a acestui proiect, a fost începutul, debutul acestui proiect, care după aceea s-a dezvoltat și iată am ajuns la a treia etapă, la e treilea. Da? Acolo am simțit nevoia ca această stare și acest demers și acest concept al Beatrice să-l închipeze într-o formă ascendentă, într-o formă ușoară, că practic această verticală pe care eu am creat-o de 10 metri acolo, pe suport de sârmă de rabiț, am construit foarte greu acest obiect chiar acolo, pentru că nu putea fi transportată o asemenea dimensiune. Și până la urmă, verticala aceasta care era, nu putea fi expusă, că 10 metri nu avea nici măcar înălțimea, a fost de fapt o oblică, dar care era o verticală în progres. Adică mi-a plăcut această idee să pun accentul pe această idee că verticalitatea este în progres, adică este în urcare, în creștere, da, și că întotdeauna, în absolut orice conflict, în absolut orice disarmonie, există întotdeauna un germene care crește. Problema pe care noi artiștii ne opunem este tocmai dacă acest demers al spiritualității, al armoniei, mai poate funcționa în ziua de astăzi. Și cred că răspunsul este că aceasta depinde de fiecare dintre noi. În urmă cu 4 ani, câteva iubitoare ale cărții hotărau să se întâlnească și să își împărtășească impresiile de lectură, să se bucure împreună de frumusețea literaturii și a unui spațiu al dialogului. Așa s-a născut clubul de lectură Smartopia, inițiativă singulară în Craiova. Între timp s-au alăturat și alții grupului lor, așa că în fiecare lună se adună la oaltă într-o librărie-ceainărie pentru a discuta o carte, pentru a citi versuri din creațiile lor sau ale celor foarte tineri, pentru a asculta muzică și a bea o cană de ceai sau o ceașcă de ciocolată. Care este atmosfera la Smartopia, vedeți în rubrica următoare. Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție Smartopia, a 35-a ediție Smartopia. Și vreau să vă spun că facem 4 ani de bucurie alături de Smartopia, 4 ani de prietenie cu lectura, 4 ani de
a fi împreună și de a trăi împreună ceea ce citim. Nicoleta Mihai, o inițiativă, un proiect deosebit, poate chiar singular în Craiova, un club de lectură. Aș vrea să vă rog să mi povestiți cum a început, de unde a venit ideea, cum a început toată povestea asta, ce v-ați propus cu clubul. Clubul de lectură Smartopia s-a născut din prietenie, din dorința de a petrece timp de calitate cu prietenii și de a împărtăși valori culturale comune. Dacă ar fi să mă întorc în timp, să îmi amintesc povestea acestui club, ne-am aflat în anul 2019, în ianuarie 2019, când m-am întâlnit cu o bună prietenă, Denisa Popescu, o întâlnire la o ciocolată caldă. Iar de câte ori ne întâlneam, obișnuiam să ne împărtășim din lecturile citite. Și atunci, pentru că noi ne simțeam bine făcând acest lucru, ne-am gândit că ar fi bine să extindem această bucurie a împărtășirii lecturilor și către alți prieteni. De asemenea, și când mă întâlneam cu prietena mea, poeta Ana Paraschivescu, tot așa, noi ne lecturam, fie din poeziile noastre, fie din ale altor scriitori. Așa că acest cerc de lectură s-a născut într-un mod cât se poate de firesc, din dorința de a fi aproape mai mulți prieteni și de a ne simți bine. Cum se petrec lucrurile? Cu ce frecvență vă întâlniți? Cine participă? Ne întâlnim o dată pe lună, ultima vineri din lună. Dacă e ultima vineri din lună, este clubul Smartopia. Participanții sunt toate categoriile de vârstă. Avem și elevi liceeni, avem și studenți și tineri absolvenți, dar avem și seniori. Și cum faceți? Anunțați tema înainte? Lumea se pregătește? Da. Am gândit acest club de lectură ca un club în care prezentăm o singură carte. Deci ne facem temele cu o lună de zile înainte, citim o carte pe care o anunțăm atunci când încheiem o ediție, anunțăm cartea pentru următoarea ediție și ediția următoare ne axăm și povestim despre cartea respectivă. Însă, pe lângă cartea respectivă, noi încă de la început ne-am gândit să aducem la acest club și tineri talentați, fie că sunt liceeni, fie că sunt studenți sau tineri absolvenți, tineri talentați care să vină și să se poată manifesta creativ. Vă simțiți la întâlnirile astea? Ce e important la ele? Faptul că sunt eu așa cum sunt în orice moment, că nu trebuie să respect niște reguli impuse de cineva, că pot să vorbesc liber, pot să greșesc liber, pot să fiu cum sunt, pot să râd, pot să plâng și în timp ne-am unit cumva, există o coeziune acum, suntem un grup. Îi primim pe ceilalți, oricine vrea să vină la Smartopia este binevenit și chiar încercăm cu copii, ei au mai venit, dar vin, pleacă, rămânem noi cumva un grup de 15, uneori suntem 20, uneori suntem 10, uneori, adică nu, dar
ne știm și suntem prietene, mergem și în alte locuri. Mergem să vedem un film împreună, mergem într-o excursie împreună, avem o excursie pe an, e clară, ne simțim bine împreună și, de exemplu, ultima dată am fost la Ponoare. A fost extraordinar, a fost o zi cu ploaie, cu soare, cu... am citit poezie pe treptele bisericii. Da, asta facem împreună, am mâncat. Ne-am gândit să începem acest an cu o carte care are ingredientele unei tablete elegante de ciocolată. O aromă sofisticată, energie, relaxare, bucurie, stare de visare. În această seară vom vorbi și vom povesti despre cartea Poftă de ciocolată, scrisă de scriitoara Care Santos. Este un roman care mi-a plăcut într-o oarecare măsură și măsura este dată de istoria ciocolatei la Barcelona. Așa am aflat amănunte pentru că este împânzit cu amănunte. Personajele vorbesc despre această istorie a ciocolatei, o împărtășesc cu ceilalți și totul se mișcă în jurul unei cănd de ciocolată caldă. Până la urmă însă, vorbind de literatură, din punctul meu de vedere, romanul nu este o reușită strălucită, pentru că îmbină stilurile fără să le adune într-unul comun. Eu sunt o amatoare de ciocolată și de ciocolată caldă, deci am și servit în seara asta. M-am bucurat tare mult când am văzut că vorbește cineva cu atâta însuflețire despre ciocolată și despre ciocolatieră. Ambele îmi sunt dragi, și porțelanul fin și ciocolata de calitate. Ca să nu mai spun de vin, acela are locul lui separat. Nu i-aș spune roman, nu este un roman. Este pur și simplu o carte alcătuită din trei povestiri, care au într-adevăr un unic client, și anume ciocolatiera aceasta de Sèvres, porțelanul cel mai fin și cel mai apreciat de francezi. Apropo, am fost acolo și m-am minunat, într-adevăr, de ce pot să creeze. Și ciocolata, și Barcelona, evident, Barcelona. Toate cele trei povestiri se desfășoară la Barcelona. La Barcelona, orașul acesta misterios, plin de frumusețe arhitecturale, de frumusețe regionale și totuși o mare capitală, dacă e să socotim că ei o consideră așa, o mare capitală. Ultima parte mi-a plăcut, cea în care Guyot scrie scrisorile pentru prințesa Adelaide, într-un ritm alert, frumos, chiar m-a bucurat partea de final, e scrisă foarte frumos. Preferința mea a fost că este barceloneză. Ea a mai scris, mă rog, și împreună cu Francesc Mirai, cel mai frumos loc din lume este chiar aici. Așa este povestea unei fete care vrea să se sinucidă și ajunge acasă, mă rog, se regăsește. Subiectul este reluat de Mirai în colaborare cu altă scriitoare. El se ocupă, dar de data asta este localizat în Japonia. El se ocupă foarte mult de ikigai și toate chestiile astea japoneze pe care le scrie. Și la Mirai mi-a plăcut în o iubire cu nimic și ceea ce urmăresc eu așa în cărțile scrise de barcelonezi,
felul cum te poartă prin Barcelona. Aici maestru a fost Carlo Ruiz Zafón, pe care l-am iubit și scrie ușor, l-am iubit foarte mult și am fost așa, chiar pe urmele lui. Să localizez cofetăriile, azilurile și alte lucruri de prin Barcelona. Vă mulțumesc pentru această oportunitate fantastică de a fi aici și să ascult niște doamne superbe vorbind despre o carte, despre femei. Nu-mi pare rău că am ajuns aici, măcar am ajuns la concluzia că e mai bine așa și tind cumva să vă dau dreptate. Eu sunt Ionuț Botoroagă, am terminat actoria la Craiova, sunt actor, cântăreț, visător, om. O să recit o poezie. Eu sunt băiatul cel rău care a pus mâna în sfârșit pe cutia de chibrituri a familiei. Sunt cel băgat cu nasul în punga de somnifere. Sunt cel care hrănește cu ziare vechi păsările orașului. Sunt cel care lasă robinetele aprinse, luminile deschise, zărtarele smulse. Cum alegeți cărțile pe care le puneți în discuție? Aici sunt mai multe modalități. De obicei mă confrunt eu și Ana, ne confruntăm înainte și alegem, selectăm o carte. Dar dacă avem anumite dorințe din partea membrilor clubului, bineînțeles că optăm și pentru acea variantă. Cărțile pe care le citim sunt din domenii diverse. Am avut și cărți de dezvoltare personală și romane SF și ficțiune și memorii, deci o gamă largă de aproape toate categoriile, din toate categoriile de cărți. Cu cărțile pe care le discutați, cum ajung ele subiectul unei discuții și nu știu dacă e ceva, o întâlnire cu o carte care v-a rămas la suflet din tot ce s-a întâmplat în anii ăștia. Cred că cu fiecare. Sunt cărți care îmi plac mai mult și cărți care îmi plac mai puțin. Recunosc. Prefer cărțile pe care nu le-am citit. Pentru că e o ocazie să le citesc. Au fost și cărți pe care le citisem și le-am recitit. Dacă ar fi ca literatură, cred că l-aș alege totuși pe Javier Marías. Am avut la un moment dat, cred că Bărbatul îndrăgostit sau așa ceva. Pentru stil, pentru literatură. Aici, da. Sunt cărți care au poveste, cărți care sunt valoroase din punct de vedere literar și altele care sunt valoroase ca document. Vă place să vă îndreptați și, nu știu, spre cărțile de mare actualitate, cărțile care se discută în lumea literară, care fac vâlvă, care sunt în topuri? Vrând nevrând, da. Vrând nevrând, pe unele vreau să le citesc, pe altele, sau măcar să aflu despre ele, să citesc o cronică despre ele dacă nu am timp, sau să le răsfoiesc, sau pentru că cumva trebuie să fiu la zi, adică să nu pierd. Normal că nu pot să trec prin toate. Apar multe cărți, multe, chiar dacă realitatea editorială este așa cum este la noi, totuși apar, este greu să le faci față, să știi, pentru că la fiecare editură apar mereu și mereu și citești ce poți până la urmă, cât permite timpul. Și cu cele pe care le discutați aici, cum ajung ele să fie discutate, cărțile? Da, cărțile ajung să fie discutate, mai întâi începe o discuție între mine și Nico, iar uneori am implicat la un moment dat toate membrele. În general suntem femei, sunt și câțiva domni.
Unii vin mereu, alții vin mai rar, dar noi mergem și în excursii și în... Și fiecare a ales o carte. A fost interesant. A fost chiar foarte interesant pentru că au fost gusturi diferite, cărțile au avut stiluri diferite. A fost interesant să aleagă fiecare câte ceva. Și acum mai au, dar avem și o listă de așteptare deja. Practic sunteți un grup de oameni care iubesc literatura, iubesc și alte arte, care trăiesc cumva firesc în cultură. În lumea asta, da. În lumea asta. Da. Și sunt, desigur, sunt în Craiova, sunt și reviste culturale unde publicații și cronică de carte și poezie și sunt lansări de carte, sunt întâlniri, dar probabil că simțeați nevoia de ceva așa foarte firesc, foarte prietenos. Da, ceva deschis și, într-adevăr, eu merg la și la lansări de carte și Nico merge la lansări de carte, mergem la un vernisaj, mergem, adică uneori poate merge ea și nu pot eu sau ne întâlnim acolo sau... Dar ce e important pentru mine că pot să fiu așa cum sunt. Nu mă... Până la urmă și să vorbesc liber, adică să nu fac de acasă niciodată. Am o temă, normal, că citesc cartea, dar până la urmă literatura e un fel de viața mea, de mod de a trăi. Este lucru pe care îl fac în timpul liber, mi-ar plăcea să-l fac, să am mai mult timp pentru asta. Dar nu că nu-mi place la școală sau că nu-mi plac copiii, interacționez bine cu copiii, iubesc copiii, dar este multă și multă birocrație, sunt multă hârțogărie de făcut. Mi-ar plăcea să stau acasă, să zic, să-mi citesc cărțile, cronicile și nu să-mi vrei să le fac, pentru că sunt mereu în urmă. Încheiem ediția de astăzi invitându-vă să reflectați și voi la întrebarea pe care și-au pus-o artiștii. Dacă demersul frumuseții și al spiritualității armonice mai este posibil în această adevărată lume a Babilonului, a dezordinei și a disarmoniei în care trăim cu toții astăzi. Pentru că tot ei, artiștii, ne arată prin ceea ce fac că mereu există chiar firav un germene al speranței și al regenerării.